Universitatea Politehnică Timișoara a organizat vineri 14 iunie cea 10 ediție a concursului Interactive Digital Media Student Contest 2024. Competiția desfășurată în format hibrid la Biblioteca UPT stimulează creativitatea și spiritul de competiție în domeniul multimedia. Studenții au avut ocazia să-și prezinte cele mai interesante proiecte, dar și să interacționeze direct cu reprezentanții ai mediului economic, posibili angajatori ai participanților. La competiție au participat atât studenți cât și elevi de liceu, individual sau organizați în echipe. În deschiderea evenimentului conferențiar universitar, dr. inginer Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, le-a urat succes participanților și le-a mulțumit companiilor prezente care au fost mereu alături de Politehnica Timișoreană, susținând o gamă largă de evenimente și activități. Tot în deschidere, profesor universitar doctor inginer Radu Vasiu, inițiator, gazdă și moderator al evenimentului, a menționat prezența echipelor din universitățile partenere, sublinind faptul că feedback-ul obținut de studenți din partea companiilor este foarte util în creionarea viitoarei cariere. Tot din partea organizatorilor conferențial universitar, doctor Inginer Muguraș Mocofan s-a declarat mulțumit de numărul mare al studenților, dar și al elevilor care au avut curajul să-și prezinte proiectele în fața juriului, format din reprezentanței UPT și ai unor companii din domeniu. Fiecare proiect a avut o secțiune de prezentare urmată de întrebări din partea juriului. După prezentarea tuturor proiectelor, jurul de specialitate a stabilit câștigătorii pe cele cinci secțiuni de concurs, aceștia fiind recompensați cu premii în valoare de 5.000 de euro. Marii câștigători ai Interactive Digital Media Student Contest 2024 sunt Andrei Sebastian Nicula și Andreea Bolea, echipa care a dezvoltat două proiecte, Med for Life și Cartiere Istorice, TM.